Cred că voi lăsa calendarul zorului sub brad să fie cadou pentru toți prietenii mei anul ăsta. Pentru că îmi doresc ca fiecare dintre ei să primească câte 366 de zile nou-nouțe cadou doar pentru ei. Și ghiciți ce? La finalul fiecarei zile, ei pot să hotărăscă ce fel de ziua au avut. Dacă a fost una veselă, sau dacă s-a întâmplat ceva frumos, sau dacă a fost o zi plină de provocări, în funcție de asta, ei pot alege în ce culoare să-și deseneze ziua. Și, bineînțeles, începem cu luna ianuarie! Da, sunt chiar eu pe prima pagină. Dar nu de asta vreau să le fac cadou calendarul. Vreau să le fac calendarul cadou pur și simplu pentru că îi iubesc foarte, foarte mult. Dacă ai și tu un prieten căruia vrei să-i dăruiești calendarul Zurli, poți găsi mai multe detalii pe www.zurli.ro. Pupici cu sclipii! Sărbători frumoase! Hei, salutare, prieteni! Ăsta este nou calendar Zurli, iar ghiciți ce? Eu mă aflu la pagina cu februarie, adică a doua lună din an. Imediat o să vă arăt. Stați un pic. Aici e fetița Zurli și aici sunt eu. Ei știați că următorul an o să aibă 366 de zile, iar luna februarie o să fie foarte lungă, o să aibă 29, iar de obicei are 28, dar la anul o să aibă 29 de zile. Dacă vreți și voi calendarul acesta, îl găsiți pe magazinul Zurli. Vă pup! La revedere! Dacă ăsta este de două ori mai înalt decât mine... Răjim da. Nu mișca. Dar de ce? Surpriză! Dar trebuie să stau statuie până când? Doar puțin. Doar puțin? Dar ce face? Nu mișca. Oare ce face acolo? Gata! Surprize! Wow! Sunt chiar eu și da. Tu! Mulțumesc! Da. Să știi că promit să spun mulțumesc în fiecare zi anului! Bravo. Și dacă vreți și voi calendarul Zurli, trebuie doar să intrați pe magazinul zurli.ro. Hei! Tocmai am primit calendarul Zurli și eu sunt la luna aprilie! Știți ce înseamnă asta? Că luna aprilie e luna sarmalelor! Dacă vreți și voi calendarul Zurli, îl găsiți pe magazinul zurli.ro. Salutare, prieteni! Am primit cel mai frumos cadou de pe anul ăsta, calendarul Zurli. Și am să vă arăt o surpriză. La luna septembrie sunt chiar eu. Și ce se întâmplă în luna septembrie? Toate frunzele capătă cea mai frumoasă culoare pe care o au de-a lungul anului. Devin roșii ca frunzele toamnă. Mai multe detalii găsiți despre calendar pe magazinul zurli.ro. Pa!